Loții, uite că aproape se termina și nu reușeam. Acum mi-a scris cineva, chiar țin să-i mulțumesc lui Marian. Mi-a zis așa, CFR sau U? Sau U sau CFR? Și cum a fost, cum te-au primit suporterii lui U după experiența de la CFR? Pentru că, până la urmă, știm rivalitatea din oraș Da, este o și... rivalitate mare între ei. Acum nu aș vrea să aleg între CFR și U. Au fost atât CFR-ul cât și U au fost, zic eu, perioade frumoase. Am încercat și la U Cluj să aduc ceva din experiența mea. A fost aproape acolo, anul trecut, chiar sincer mi-a părut rău Eu că cred eu că mi-aș dori nu. ca U Cluj să fie în prima ligă, pentru că altfel e Da, trăirea în Cluj oraș. este o echipă care are loc în prima ligă și acolo ar trebui să fie, în schimb. Na, sunt momente de să sperăm că anul viitor reușesc să promoveze. Te mai duci la ei să joci? Nu știu, Există vreo șansă? vedem ce se întâmplă din luna următoare când se mai așează lucrurile și știm exact ce se întâmplă când începe campionatul următor, ce gânduri sunt. Mi-aș dori să mai joc, dacă se poate, fie U Cluj, fie altă echipă. Vedem acum ce ne aduce această vară, că s-au schimbat multe cu această Acest pandemie, virus, da. acest virus s-au schimbat multe lucruri.